Încă de la ora 7, la secția numărul 16 de la grădinița numărul 9 din cartierul Obor, au venit mai mulți locuitori din zonă să voteze. În scurt timp, la ușa secției se formase coadă, iar oamenii așteptau răbdători să le vină rândul pentru a intra la cabinele de vot. Unii dintre ei veneau de acasă, iar alții se opriseră la secție venind de la serviciu. Cum v-ați hotărât să veniți așa de vreme? Să ne luăm grijă de dimineață, că e dimineață pe răcoare. Putea să veniți mai târziu? Nu, e mai bine mai dimineață. Suntem mai bolnavi, suntem. Ați votat de fiecare dată? Absolut, absolut. Când sunt acasă, normal. Cu ce gânduri votați? Gânduri pentru bine, pentru mai bine. Sunt la muncă de la ora 5, la mătură, adică la financiar urban. Și v-ați făcut timp să veniți la votare? Am fost la mătură dimineața, adică am făcut ordinul care l-am de la șefi, am fost, adică am, după oameni care mătură, și am terminat și am venit la vot. Și vă duceți la odihnă? Păi, la odihnă acasă. Cu ce gânduri votați? Cu bine. Asta e grija noastră. A cetățeanului. E o grijă să votăm. Și ați vrut să fiți printre primii. Da. Cu ce gânduri ați venit? Gânduri bune. Spre mai bine. Așa hai facem de fiecare dată. Întotdeauna ne scăpăm de o grijă. Avem opțiunile electorale bine conturate și, prin urmare, n-are rost să ne mai foim restul zilei. Așa că venim, ne facem datoria de cetățeni și de locuitori ai orașului și apoi ne vedem de treburi. Este o zi specială în viața orașului și noi considerăm că trebuie să venim la vot negreșit, de fiecare dată, la fiecare scrutin. O altă secție care și-a primit alegătorii de la prima oră este secția numărul 13 de la grădinița numărul 8 de pe strada Gorneni, în cartierul Teatrul de Vară. Aici erau la vot ceva mai puțin votanți decât la secția 16, dar deja în prima jumătate de oră votaseră 15 persoane, iar altele continuau să vină pentru a-și exprima opțiunile electorale.